Călătoriile solo prind avânt printre români. Cei care caută astfel de experiențe și pleacă singuri în vacanțe au creat adevărate comunități. Cei mai mulți aleg circuite de o săptămână și sunt dispuși să-și mărească bugetul pentru experiențe unde întâlnesc oameni noi. Totuși, trebuie prudență în astfel de întâlniri cu necunoscuți în concediu, susțin consultanții în turism. Iunia călătorește singură frecvent. Recent a fost în Liban și Istanbul, însă, înainte să pornească la drum, a căutat pe diverse platforme localnici care să-i arate locurile. Aceste sunt pe care le-am cunoscut. Ea e din Liban și ai din Liban și ele din România, dar locuiesc la Istanbul. În prima călătoria mea singură care a fost la Istanbul, am cunoscut o fată, o cheamă Sumeye. Era la Istanbul cu soțul ei. Ea nu vorbea engleză, eu nu vorbeam turcă, dar cu toate acestea cumva am avut așa o conexiune. Și Miruna este acum plecată cu rulota și descoperă Grecia. În fiecare loc a căutat alte persoane care călătoresc singure. Așa a întâlnit-o și pe Kira. Kira este o artistă din Bulgaria. Amândouă călătorim cu Venul. Cu Kira m-am cunoscut în Corfu. Și Elena caută să lege prietenii în toate călătoriile ei. Am călătorit cu o fată din Argentina, timp de o săptămână ne-am întâlnit în Costa Rica, am călătorit în Panama împreună. Pentru destinații exotice, o vacanță solo poate costa peste 2000 de euro. În ultima perioadă în România deja începe să dezvolte conceptul de solo traveling, în special în rândul tinerilor. Ele aleg în special destinațiile exotice. Aleg destinațiile exotice, însemnând Bali, Mauritius, Thailanda. În ultimii ani în România, căutările de tip Solo Travel pe platformele de turism sunt în creștere, spun cei de la Google. Mai nou s-au dezvoltat și comunități de oameni care caută experiențe de tip Meetup, adică la destinație te asiguri că te întâlnești cu localnici ori cu alte persoane care călătoresc singure.